Salutare, sunt Lucian și în clipul care urmează o să facem unboxing consolei Photo Loopback, dar și un review. Loopback este o consolă MIDI pentru editarea fotografiilor în Adobe Lightroom. Ea a fost fondată printr-o campanie pe site-ul Indiegogo. Astăzi o să facem unboxing. O să încep repede cu unboxing-ul pentru că nu sunt foarte multe lucruri în cutie. Aceasta este cutia. Ok, înăuntru găsim altă cutie. O lăsăm pe aceasta deoparte. Foarte plăcut impresionat de designul cutiei. Ok, o desfacem. Altă cutie. Ok. Și aceasta este consola Photo MIDI. Ok, o să o scoatem. Înăuntru în cutie mai găsiți un mini manual de utilizare și niște instrucțiuni cum puteți să o configurați. O să facem și noi acest lucru, o să mergem la calculator imediat. Dar până atunci o să vă dau câteva detalii despre ea. Ea a fost proiectată ca să vă scurteze timpul de editare fotografiilor în Adobe Lightroom. Nu pot să vă confirm sau să vă zic că o să editați de 2-3 ori mai repede, dar în schimb, din punctul meu de vedere, din ce am testat, mi-a scurtat timpul de editare, mai ales în momentul în care aveți multe fotografii de editat de la evenimente, cum este cazul meu. Înainte să trecem la calculator, o să vă dau câteva detalii tehnice despre ea. Designul este exemplar și premium, are 34 de butoane și 21 de rotițe fizice și acestea oferă acces la majoritatea funcțiilor de editare din Lightroom, iar cu ajutorul butonului funcție FN puteți dubla numărul de funcții. Personalizarea funcțiilor se face cu o aplicație dedicată care nu are lag, spre uimirea mea, aceasta având o interfață destul de simplă ce permite o editare rapidă. Interfața este USB 2.0, este compatibilă cu Adobe Lightroom 6 și CC, deci dacă aveți o versiune mai veche nu o să vă funcționeze. În același timp rulează pe Windows 7, 8 și 10, dar și Mac OS 10. Interfața este, după cum v-am zis mai devreme, formată din 34 de butoane și 21 de rotițe. Dimensiunile sunt de 40 de cm lungime, 15 cm lățime și 3 cm grosime. Greutatea este de aproximativ 1 kg. Cam atât despre consolă, o să trecem la calculator și o să vă arăt cum puteți să o configurați, dar și să o folosiți în Adobe Lightroom. Ok, am trecut la calculator și înainte să o conectați, trebuie în primă fază să intrați pe site-ul celor de la Loopback, să vă downloadați softul lor, iar după ce îl instalați o să vă apară această fereastră să conectați device-ul. O să-l conectez și eu acum. După ce l-am conectat, mi-apare Almost There, o să dau click pe Continue și automat o să mi se deschidă Lightroom-ul și apoi o să vă apară această fereastră. Aceasta este fereastra de configurare. Cu alte cuvinte, butoanele acestea de C2, C3, dar și cele de sus, puteți să le configurați cum vreți voi. O să dau click pe Done și apoi iarăși o să dau click pe Done. În momentul de față, consola este configurată, iar dacă vom intra într-o imagine, de exemplu în aceasta, o să intru în modulul Develop, apăsând tasta D și mergem, de exemplu, la contrast, puteți vedea că ni se modifică contrastul. Pur și simplu rotind de această rotiță. Pot să modific claritatea, shadow, dacă vreau, highlights, expunerea. Pentru început o să iau fiecare buton de aici ca să vă explic ce fac. Avem buton de undo și redo. În momentul în care vă dați seama că ați greșit ceva și vreți să revediți, dați click pe undo. Avem butonul de brush care o să ne intre în modulul de brush. Dacă apăsăm din nou pe brush, ne scoate din acest modul. Acest buton de aici modifică aceste butoane de culori sau stele. Astfel, dacă dăm click odată, o să ne apară o fereastră că folosește în momentul de față culorile, iar dacă apăsăm pe roșu, se modifică selecția imaginii în roșu, galben, verde. Iar dacă comutăm înapoi pe stele, o să ne apară acest pop-up și putem să setăm diferite stele la selecția unei fotografii, de exemplu 3 stele. Mai jos avem două butoane de copy-paste. De exemplu, putem să copiem toate setările de la această fotografie, să mergem la următoarea și acum să dăm paste, o să ne întoarcem înapoi. Avem butonul de function, acesta FN, care dacă îl ținem apăsat, ni se modifică butoanele default. Cel mai bine ar fi să citiți manualul pentru acest buton ca să vedeți exact cum se modifică. Avem un buton pentru pic, un alt buton pentru zoom, ni se face zoom pe fotografie. În partea de sus avem un buton pentru full screen și se trece modul full screen. Acesta este un buton de
color sau black and white. Mai exact, dacă mergem aici în partea de sus, aceste două de aici, lăsăm aceste rotițe de aici la final. Mai avem această rotiță mare de aici, cu care puteți să faceți crop la fotografie. Dacă faceți crop și dați drumul, automat se face crop cum vreți. Dacă apăsăm pe buton, se comută automat în modulul de crop. Ok, o să dau undo. Mai avem un buton C1, acesta îl puteți configura voi din interfață. În momentul de față, el este configurat pentru vinietă. Iar apoi avem câteva rotițe aici, de contrast. O să merg în partea de sus ca să și vedeți. Claritatea, expunerea, blacks-ul, whites, shadow, highlights, vibrance-ul, saturația, white balance-ul și tint-ul. Mai avem aici un buton de before and after, dacă apăsăm pe el, ni se deschide acest modul de before and after. Și cel mai interesant este acest buton de export. Mie mi se pare foarte interesant să am un buton exact pentru export. Pot să export destul de repede o fotografie. Mai avem aici încă un buton de zoom. Sincer, nu știu de ce sunt două butoane de zoom, și în stânga și în dreapta. Fac exact același lucru. Aceste săgeți de aici sunt cele de la tastatură, sus, jos, stânga, dreapta, prin care puteți să vă plimbați printre fotografii. V-am zis că las aceste slidere la final. Acelea de acolo sunt mai exact, dacă mergem în partea de jos, pentru acestea de aici, de Hue, Saturation și Luminance. Acestea sunt butoanele. De exemplu, dacă o să trec pe saturație, iar avem culorile roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, exact aceleași culori de aici. Și modific, în sus se accentuează roșu, în fotografia asta nu avem foarte mult roșu, o să-l desaturez, de exemplu. Următorul este orange. Merg destul de ușor, atât rotițele cât și aceste slidere. De fapt nu sunt slidere, sunt tot niște rotițe. Și mai aveți aceste două butoane, C2 și C3, pe care puteți să le configurați voi din programul Loop Deck. Iar în partea de sus aveți butoanele de la P1 până la P8, pe care puteți să salvați anumite preseturi. De exemplu, dacă voi intra în aplicația Loop Deck și voi merge pe P1, o să-mi apară toate preseturile mele, iar de aici pot să selectez de exemplu acesta de Black White, ok? Iar acum dacă merg în Lightroom și apăs pe P1, automat se mută pe acel preset. Am butonul de undo, dacă îl pun din nou pot să văd iarăși un before and after, pot să dau zoom. Iar în principiu aceasta este consola. Ok, în continuare o să vă arăt cum aș edita eu o fotografie cu ajutorul acestei console. Un alt lucru de precizat pe care l-am uitat este dacă apăsați pe, de exemplu, pe fiecare buton în parte, o să ies din modul de before and after și merg pe contrast. Dacă apăsați pe fiecare buton în parte, se resetează la 0. Ca să nu le resetez pe toate, o să dau click pe butonul de reset de aici. Mi s-a resetat fotografia, iar acum ca să editez, o să încep. Umblu puțin la contrast, claritatea nu foarte mult, expunerea, așa, blacks-ul mai scad puțin, whites-ul mai scad și pe el, este mult prea mult, shadow-ul mai cresc puțin, highlights-ul mai scad, vibrance-ul, ok. Acum white balance-ul nu este destul de ok, mai modific ceva de genul ăsta și foarte rapid putem să vedem acum un before and after. Before and after. Putem să intrăm în brush, să dăm în zona în care vrem noi și folosindu-ne tot de aceste rotițe de aici, putem să umblăm la contrast, la expunere, să resetez, mai accentuez puțin contrastul, iar apoi apăsăm din nou pe brush, am ieșit din modulul brush și putem să vedem iarăși rapid un before and after. Ca să trec la următoarea fotografie, apăs pe acest buton de aici, la fel resetez. Dacă vreau să copiez setările de la această fotografie la următoarea, apăs pe butonul de copy, merg la următoarea și apăs pe paste. Și automat mi s-au aplicat setările fotografiei de mai devreme acestei fotografii. Ok, cam atât în ceea ce privește configurarea consolei Loop Deck pentru editarea fotografiilor în Adobe Lightroom. În continuare o să vă spun câteva păreri atât pro cât și contra. O să încep cu cele pro. Și acestea ar fi rotițele, se învârt în continuu. În același timp, un avantaj foarte mare pe care îl aveți este că dacă apăsați pe orice rotiță de aici, se resetează setarea la 0. Un alt pro pe care îl consider este aplicația Loop Deck, cea pe care ați văzut-o mai devreme. Este foarte ușor de configurat, este destul de intuitivă, nu are lag nici în Lightroom. Butoanele, în același timp, îmi place că sunt scrise. Contrast, Clarity, Shadow, Highlights, deci știi exact ceea ce trebuie să învârți. Iar un plus pe care eu îl consider
acestei console este că în momentul în care editezi, tu ești atent la poză și nu mai ești atent la ce slider trebuie să tragi în stânga și în dreapta. Ok, acum lucrurile care îmi plac mai puțin, nu neapărat pe care eu le consider contra. Și acestea ar fi, tot referitor la butoane, nu îmi place că nu pot să configurez cum vreau butoanele acestea. Sunt doar câteva, mai exact 3 sau 4 butoane pe care le puteți configura și să schimbați setarea default cu care vine. Un alt dezavantaj pe care îl consider eu ar fi că nu are funcție de Wi-Fi. Ar fi foarte indicat ca să poți să stai în pat undeva mai departe și să te uiți la un televizor și să editezi fotografiile. Deci depinzi de acest cablu, dar se poate rezolva probabil cu o extensie de cablu. Un alt dezavantaj, nu neapărat dezavantaj, e mai mult preferința mea, este că nu are picioare de ridicare, exact cum găsiți acestea la tastatură. Ea este mereu jos. Nu poți să o ridici, să fie puțin mai înclinată în momentul în care editezi. În același timp, nu știu de ce are două butoane de zoom. Nu știu la ce s-au gândit în momentul în care au dublat butonul de zoom. Un alt dezavantaj, care de fapt nu este neapărat un dezavantaj, este că această consolă, ar trebui să știți de la început, ea nu înlocuiește nici mouse-ul și nici tastatura. Nu puteți să o folosiți în modulul library pentru editarea fotografiilor, pentru crop tot mouse-ul ar trebui să-l folosiți, puteți să vă jucați cu ea, dar să rotiți imaginea, dar nu puteți să faceți crop-ul la fel de precis cum îl faceți cu mouse-ul. În același timp, în momentul în care intrați în modulul brush, trebuie iar să folosiți mouse-ul ca să pictați în zona unde vreți să faceți modificările cu ea. Îmi place că poți să schimbi setările brush-ului, tot cu ajutorul consolei și cam atâta. Persoanele cărora eu le recomand această consolă sunt fotografii de eveniment, în general care au un volum foarte mare de fotografii și vor să le editeze repede. Dacă aveți câteva fotografii, nu pot să zic că o să vă îmbunătățească și o să editați mult mai repede. Dacă aveți câteva mii, atunci cu siguranță o să se simtă o îmbunătățire în workflow-ul vostru. Cam atât în ceea ce privește acest clip, sper că v-a fost de folos în cazul în care doriți să achiziționați consola foto de la Loopdeck. Mai multe informații despre mine găsiți jos în descrierea clipului și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube F64 pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de foto-video, iar dacă aveți întrebări sau sugestii, aștept comentariile voastre mai jos.